Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Cu siguranță, mulți dintre voi ați avut probleme cu roțile de la scaunele de la birou. Ori se gripează, ori crapă, ceva se întâmplă cu ele că nu mai funcționează cum trebuie. Ei bine, pentru că m-am săturat să tot cumpăr seturi de roți care să cedeze după o lună, maxim două, am făcut un mic research pe internet și am găsit ceva zdarovaia. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Acestea sunt roțile originale cu care a venit scaunul pe care l-am cumpărat și pe care îl și utilizez în continuare. După cum vedem, chestia asta de aici joacă destul de tare, iar plasticul de la roți e moale al naibii și s-a rupt de aici. Ok. Setul următor pe care l-am cumpărat a fost acesta. La fel, nu foarte grozav. Aici deja a ieșit de aici. La fel, roțile au crăpat, unele s-au gripat. Mai departe. Setul numărul 3. Acesta este. La fel, s-au crăpat de aici. Joacă destul de mult de aici. Deci calitate după banii pe care îi dai. După cum v-am spus, am făcut un research și iată ce am cumpărat. Ce ziceți? E o diferență. Ia uite. Chiar și față de alea originale, zdarovaia. Ia uite. No. Roți de silicon. Aici este rulment. Aici sistemul de culisare se face cu ajutorul unor biluțe. Da? Ca la rulment. Silențios. Nu joacă. Și mai ales, un lucru foarte important, chestia asta de aici este din metal. Mă aștept să nu mai am probleme cu roțile, la fel și partea de aici este tot din metal. Mă aștept ca aceste roți să facă față cu brio greutății mele, eu fiind așa puțin mai voluminos. Sper să nu mai fiu nevoit să investesc bani în ele. Aceste roți au fost cumpărate de pe site-ul scauneonline.ro. Link-ul va fi în descriere dacă cumva doriți să cumpărați și voi. De asemenea, o să vă arăt și niște specificații de la aceste roți. Haideți să le montăm, să vedem cum stă scaunul pe ele și cât de ușor se mișcă. Iată, patru dintre ele le-am montat. Haideți să o punem și pe ultima. Pur și simplu, apeși. Perfect. Hai să-i facem o probă. Ia uitați cât de ușor se mișcă aceste roți montate. După cum ați văzut, roțile se comportă impecabil. Nu scârție, nu troncăne, nu s-aude absolut nimic, se mișcă foarte ușor, sunt mulțumit. Sper să treacă cu bine și proba timpului. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a fost util acest video, știți ce aveți de făcut. Dați un like, un share, subscribe, dacă aveți comentarii, folosiți rubrica de jos și dacă doriți să mă ajutați ca să continui treaba pe acest canal, puteți să faceți și o mică donație folosind linkul din descriere. Până data viitoare, să aveți o zi perfectă. La revedere!